Nu e prima oară când cei doi se întâlnesc. Hagi și Terim au fost rivali în campionatul turc, în perioada în care tehnicianul român se afla la Bursaspor, iar Terim antrena la Galatasaray. Partida s-a terminat 2-2, iar unul dintre golurile echipei din Bursa a fost marcat de românul Cornel Frăsinescu. În echipă mai erau alți trei români, Vintilă, Miu și Ganea, iar la Galata erau în lot Bratu și Tamaș. Galatasaray se află în acest moment pe locul 2, la un punct în spatele liderului. Fatih Terim este antrenorul care a insistat să-l aducă pe Hagi în Turcia de la Real Madrid. Tot Terim a fost cel care l-a vrut neapărat și pe Gică Popescu. Galata a câștigat în perioada respectivă 4 titluri, 2 cupe ale Turciei și Supercupa Turciei. În anul 2000 au câștigat și Cupa UEFA.